Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre C++ din nou. Este al doilea tutorial despre acest limbaj de programare. Am văzut că v-a plăcut primul tutorial și mulți dintre voi mi-ați zis să continui această serie, așa că o voi continua. Însă vreau să fac un scurt anunț și anume faptul că nu voi mai realiza algoritmele în tutorial, deoarece ia destul timp, ci eu voi veni direct cu algoritmul realizat și vă voi explica exact ce se întâmplă în fiecare. În acest tutorial vom face un algoritm care ne va arăta dacă un număr este par sau nu. Iar în a doua parte a tutorialului vă voi prezenta un algoritm care vă arată două numere, practic, și vă va afișa toate posibilitățile. Introduceți două numere și vă spune dacă amândouă sunt pare, dacă amândouă nu sunt pare, dacă unul este par și unul nu este par, și dacă unul este impar și unul este par. Bineînțeles, sunt diferite metode. Trecem însă la prima parte a tutorialului și vom vorbi despre cum putem face un algoritm care să ne spună dacă un număr este par. În primul rând, avem nevoie de o variabilă care să denumească acel număr pe care noi îl introducem. Știți și voi că data trecută, dacă nu mă înșel, am declarat cu float variabile. Ei bine, de această dată vom declara variabilele cu int, pentru că altfel nu vom putea să aflăm dacă numărul este par sau impar. Pentru că dacă le vom declara cu float, câteva lucruri nu vor funcționa și vă voi spune de fapt și ce se întâmplă. Ok, haideți să vedem. Avem aici declarația lui A. Aici îl afișăm pe A și îl citim și pe A. Dacă nu știți foarte bine ce înseamnă aceste lucruri, vă rog să urmăriți tutorialul precedent. Însă, deci aceste lucruri practic ar trebui să le știți și din primul tutorial. Însă trecem acum la partea nouă și practic ce urmează aici vom învăța astăzi. Vom introduce, practic, în seria noastră de cunoștințe, structura alternativă a limbajului de programare C++, și anume, ce înseamnă structura alternativă? Structura alternativă reprezintă, practic, o condiție. Deci, practic, îi dăm o condiție sistemului, spunem, dacă este așa, fă așa, dacă nu, sau altfel, fă așa. Practic asta facem noi. Ca în viața reală, dacă este să facem o analogie cu viața reală, de exemplu, dacă astăzi este cald, mă duc la un film, dacă astăzi va ploua, îmi iau umbrela, de exemplu. Condiții de genul acesta. Ei bine, noi suntem aici în limbajul de programare C++ și trebuie să ne gândim cum am putea să-i explicăm sistemului că noi vrem să aflăm un număr par. Ei bine, vom da aici condiția cu if, care înseamnă dacă, și apoi între paranteze, imediat după if, vom spune condiția. Și anume, dacă a% 2 egal 0. Haideți să vă explic și cum stau toate aceste semne. Procentul reprezintă împărțirea cu rest în C++, iar slash-ul reprezintă împărțirea sau practic câtul împărțirii. Iar după cum vedeți aici am pus două egaluri. De ce? Pentru că în C++ un simplu egal înseamnă atribuire, iar două egaluri reprezintă egalul normal din matematica pe care cu toți o știm. Deci practic dăm condiția dacă restul împărțirii numărului nostru la 2 e 0, înseamnă că numărul este par. Da? Dăm cout, mai mic, mai mic, între ghilimele, a este par, mai mic, mai mic, endl, pentru a lăsa un spațiu. Și apoi trecem la următoarea posibilitate, dacă nu sau altfel, dacă este practic restul împărțirii lui a la 2 nu este 0, să ne afișeze că a nu este par sau că a este impar. Vă voi arăta cu ambele soluții. Și iarăși caut endl și la final iarăși caut endl. Haideți să vă și arăt cum funcționează programul. Apăsăm pe acest buton sau pe F9 pentru a îl rula și vom introduce noi aici un număr. Da, trebuie să-mi opresc antivirusul.
Cred că v-am zis și în tutorial precedent că vast tot timpul nu mă lasă să rulez programul, deoarece crede că ar fi un fișier care poate să dauneze PC-ului, însă nu este deloc așa. Apăsăm F9 sau apăsăm pe acest buton și avem aici A egal cu. Introducem un număr, de exemplu 3, da? Ce va face practic sistemul? Va vedea dacă restul împărțirii acestui număr la 2 este 0. Dacă nu este 0, ne va afișa că A nu este par. Și așa ne va și afișa A nu este par. Sau, dacă vrem, putem scrie că A este impar. Și ce facem? Apăsăm Ctrl S și rulăm. Haideți să vedem cum funcționează acum. Introducem un alt număr, de exemplu 3, tot 3, să vedem ce ne afișează. A este impar. Dacă introducem, de exemplu, A este 4, nu, 4, ne spune că A este par. Foarte, foarte simplu. Practic, așa realizăm noi un algoritm care să ne afișeze dacă un număr este par sau este impar. Vă spun de la început că aceste algoritme le veți avea disponibile pe site-ul oficial, tutoriale gratuite, site.blogspot.ro. Iar în cazul în care nu doriți să realizați voi algoritmul, ci doar să-l testați, pe cel deja făcut de mine, puteți să îl testați. Deci aceasta ar fi prima parte a tutorialului în care v-am arătat cum facem un algoritm care să ne arate dacă un număr este par sau impar. Acum vom face practic cu două numere. Cum vine asta? Cu două numere, adică introducem două numere. Și algoritmul ne spune dacă unul este par și dacă unul este impar. Încă un lucru care vreau să vi-l spun, dacă aveți două proiecte în aceeași fereastră CodeBlocks, trebuie să dați dublu clic pe numele fișierului, da? Vedeți că după ce am dat clic pe acesta, s-a îngroșat puțin. Acesta este nu este atât de îngroșat. Când unul este îngroșat, va rula programul care este îngroșat. Chiar dacă noi suntem în programul al doilea, va rula tot primul. Trebuie să dați dublu clic pentru a-l îngroșa și acesta va rula. Ok. Introducem variabile tot cu int, le și afișăm, bineînțeles, destul de simplu, iar apoi ce facem? Dăm iarăși condiții, dar de data aceasta va fi un pic mai complicat, deoarece punem condiția dacă A împărțit la do dacă A procent 2 egal 0 și B procent 2 egal 0, înseamnă că A și B sunt pare. Dacă A procent 2 egal 0 și B procent 2 nu este egal cu 0, practic nu este egal. Haideți să deschid și eu un document Paint să vă vorbesc un pic despre câteva lucruri care chiar trebuie să vi le arăt pentru că poate nu le veți înțelege foarte bine văzându-le aici. Deci, practic, cred că cu toții știți că nu este egal se face așa în matematică. Ei bine, în CodeBlocks se face așa. Se pune un semn al exclamării și egal, da? Iar aceste două simboluri, să zicem, sunt de fapt Shift și tasta 7, adică End, da? Trebuie pus de două ori acel simbol pentru a spune programului dacă așa și așa, fă așa, da? Ok. Apoi, următoarea posibilitate, dacă A procent 2 nu este egal cu 0 și B procent 2 este egal cu 0, atunci A nu este par și B este par. Dacă A procent 2 nu este egal cu 0 și B procent 2 nu este egal cu 0, atunci A și B nu sunt pare. Sau haideți să facem așa, să schimbăm noi și să spunem că B este impar, ca să fim un pic mai intuitivi. A este impar și A și B sunt impari. Controlez. Haideți să rulăm programul să vedem cum funcționează. Vom introduce două numere, de exemplu 2 și 3. Ce ne spune? Că A este par, da? Și B este impar. De exemplu, dacă dorim noi să facem ceva ca să lăsăm spațiu,
Lăsăm aici două, mai mic, mai mic și ndl. Da? Lăsăm și aici tot la fel pentru a lăsa un pic de spațiu între restul codului și programul nostru. Ok. Nu este foarte complicat. Deci, practic, dacă voi redactați acest algoritm în CodeBlocks și vă uitați cu atenție la acest tutorial, veți înțelege, pentru că nu este foarte, foarte greu. Haideți să rulăm, să vedem dacă funcționează. Ducem 3 și 5. După cum vedeți și voi, funcționează. Însă ce mai putem face noi? Mai putem să lăsăm aici un spațiu. Bineînțeles, aici puteți să faceți voi programul în diferite moduri. Există și alte moduri pe care nu vi le voi prezenta în tutoriale ca acum, pentru că acum suntem la un nivel foarte jos. Că vom ajunge la tutoriale mai avansate, vom vorbi și despre anumite lucruri pe care noi le putem face în C++. Ok, deci cam acesta ar fi tutorialul de astăzi. Sper că vă va fi de ajutor, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Temi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Vă spun la revedere!